care vrem să-l folosim în interesul comunităților de romi. Această perioadă dintre europarlamentale și prezidențiale și nevoia partidelor de voturile romilor, mai ales acum când romii au început să se organizeze și să se mobilizeze, să vorbească cu o singură voce, că în principiu despre asta e vorba, și să reprezinte interesele la nivel comun. Este vorba strict despre comunitățile în care creează și implementează proiectul. Ploiești, Câmpina, Mărgineni și Lițești. Domnule Tudor, s-ar putea să vă deranjeze ce vă spun acum, dar vă asigur că nu asta este intenția mea. Pur și simplu vreau să ascult punctul dumneavoastră de vedere. În ultimii ani, că nu doar la ultimele alegeri, comunitățile de rom din marile orașe, din comune, au fost percepute așa ca o masă de manevră electorală. S-a spus că unul dintre candidați a bătut palma cu un lider al comunității și toți romii din localitatea respectivă s-au încolonat în spatele liderului și au știut că trebuie să voteze toți cu același candidat. S-a ajuns chiar la sintagme că este primarul romilor, deputatul romilor, pentru că în unele cazuri votul romilor a fost decisiv și a cântărit foarte mult în alegerea unui primar, a unui deputat sau senator. Cred că dumneavoastră ar trebui să faceți ceva și, nu știu, poate ați făcut, din această cauză vă întreb, pentru a elimina astfel de posibilități. Pentru ca romii să se ducă la vot și să voteze cu cine consideră ei că e mai bine, nu cu cine li se spune. Sau cu cine, nu știu, acum se aude că ar fi votat cu cine a plătit mai mult. Nu știu. Așa se aude. Vă întreb pe dumneavoastră și chiar mă interesează punctul dumneavoastră de vedere. Romii și în special romii din România, să spunem așa, sunt cei care schimbă regulile jocului la orice fel de alegere pentru că reprezintă un număr important de voturi, cum am mai spus. Noi, Chris, ne propunem să distrugem, să spunem așa, acest mit al liderului de cartier, care ori de câte ori, atunci când alegerii au loc, merge și negociază numele comunităților de romi, voturile lor pentru un anumit partid. A spus că vreți să distrugeți acest mit. E doar un mit din ceea ce știți dumneavoastră? Este un mit al liderului fals. Liderii adevărați din comunitățile de rom sunt acei lideri care negociază într-un mod corect cu partidele, adică în schimbul, să spunem așa, voturilor exprimate liber și informat, partidele vin cu măsuri și programe concrete pentru îmbunătățirea situației de rom, așa cum s-a întâmplat de foarte multe ori în comunitatea de rom din Mărginenii de Jos, când liderul comunității, și nu aș vrea să dau nume, a negociat cu un partid atunci aflat la putere să se asfalteze. Dacă dați nume sau nu, e problema dumneavoastră, dar eu trebuie să vă atrag atenția că lansați o acuzație și ar fi bine să aveți... Nu este o acuzație, este vorba despre o negociere corectă, adică serviciu contra serviciu, în sensul că dacă dumneata dorești ca romii să te voteze, noi nu ne mai vindem, că ne-am săturat. Asta era discuția. Dar avem nevoie de asfalt pe strada respectivă. Uite, noi votăm, dar dumneata asfaltează-ne strada. Și așa s-a întâmplat. Deci promisiunea atunci unui candidat care asfalta o stradă a fost de natură să convingă mulți membri ai comunității rome să-și îndrepte votul spre respectivul exact candidat. Faptul că s-a îndeplinit este o realizare pentru comunitatea de rom și multe alte lucruri bune s-au întâmplat în urma acestor negocieri pozitive cu candidații, fără ascunjișuri, fără și așa mai departe. Noi asta încercăm să facem în comunități, să promovăm acei oameni reprezentativi care știu să semnaleze o problemă și care au soluțiile viabile pentru rezolvarea acestei probleme. Prin mâinile tale trec toate materialele și toate știrile legate de campania electorală. Evident, ești un om informat. Eu personal n-am remarcat în niciun discurs al candidaților sau susținătorilor la alegerile europarlamentare ceva legat de rom. Nu știu, te întreb pe tine dacă... Nu, nici eu n-am remarcat și cumva e firesc. Nici nu știu dacă ar trebui să fie ceva făcut în mod special. Pentru că, încă o dată spuneam, problemele în general, în mare, problemele comunității rome sunt problemele întregii sărăcie, societăți. Și atunci, lipsa de locuri de muncă. Exact. Dacă ar exista preocupare pentru rezolvarea acestor probleme, implicit vor fi rezolvate și problemele, parte din problemele comunității rome. E adevărat că sunt unele care țin
de particularul situației. Dar iată exemplul pe care îl avem acum, pe care tocmai l-am adus în discuție. E vorba de o promisiune administrativă care s-a îndeplinit, o promisiune din campanie electorală, deci nu a fost o gogoașă, da, de atragerea electoratului, ci a fost cu adevărat o promisiune care s-a înfăptuit ulterior printr-un act administrativ. Să dea Dumnezeu ca acesta să fie rezultatul de aici încolo tuturor negocierilor directe între politicieni și cetățeni, indiferent că e vorba despre o comunitate sau alta. Și la urma urmei, pe strada respectivă, că asta vreau să spun în definitiv, nu, chiar dacă probabil locuiesc cu în principal persoane de etnie romă, dar nu o folosesc doar persoanele de etnie romă, deci este un bun al întregii comunități. Iată, exact. Deci e un exemplu foarte bun. Asta ar însemna, nu știu, la o scară mai altfel, nu la o scară bazată pe etnie, ci pe adrese. Știu eu, cetățenii ploieștenii din Malul Roșu să se strângă și să zică, dom'le, ce ne-ar trebui nou în cartier? Habar n-am, mai multe spații verzi, să spunem, sau mai multe parcări. Și când vor fi alegerile locale, unuia dintre candidați să îi se spună, dom'le, noi tot Malul Roșu vom vota cu dumneata, numai în cazul în care ne mai faci 500 de parcări în cartier. Ideea este că fiecare poate promite orice și poate, se poate ține ulterior de promisiune sau nu. Fiecare cetățean are libertatea de a-și negocia până la urmă votul în limitele legii. Ceea ce se întâmplă acum e o negociere pozitivă, să spunem. E dreptul meu să-i cer politicianului, așa să treacă pe programul electoral și când îi cerem o dorință de-a mea. Putem cere un lucru concret sau putem cere generic, să trăim mai bine, să spunem. Tot o dorință de-a noastră este, tot pe calea administrativă poate fi împlinită și așa mai departe. Ideea e, cum spuneam, să avem cât mai multe astfel de împliniri. Și până la urmă, chiar și chestiunile ce țin de detaliu, de particularul acestei comunități, au implicații directe în întreaga societate. Pentru că mai sunt... Nu că ar fi neapărat o problemă de luat în calcul acum la o negociere electorală, să spun așa. Dar mai sunt, nu știm, probleme legate de acte de identitate, de locuri de muncă și așa mai departe. Deci, dacă aceste probleme care par a ține de particularul comunității ar fi rezolvate, implicit ar exista mai puține probleme care să fie generate de aceste neajunsuri în întregul societății. Probleme de natură legală în terțe instituții și așa mai departe. Deci, orice problemă pe care și-o rezolvă, cât ar fi adenișată de particulară un rom sau o comunitate de rom, implicit e o problemă rezolvată pentru întreaga societate. Foarte corect. Domnule Tudor, mi-ați spus că ați avut deja niște discuții în cadrul comunităților de rom în care veți organiza întâlnirile cu politicieni. Ce vor oamenii de la politicieni? Ce vor să le transmită? Deși la început au fost puțin reticenți cu privire la demersul nostru, pentru că, așa cum știți și nu cred că la demersul dumneavoastră au fost... Cred că la ideea de a sta... Exact, așa cum știți și dumneavoastră, candidații au promis de atâtea ori și de foarte multe ori nu s-au ținut de cuvânt. Oamenii au înțeles până la urmă că ei au fost manipulați și manevrați. Și prin exemplele pozitive date de mine în cadrul acestor întâlniri de pregătire, au conștientizat de fapt puterea pe care o au cel puțin o dată la 4 ani. Puterea votului. Votul lor este decisiv. Și atunci, în urma discuțiilor, vă dau un exemplu. Nu știu dacă decisiv, dar important, cu siguranță este. Cu siguranță este important și dacă luăm în considerare legile prezidențiale trecute, știți bine că domnul președinte a câștigat la un număr foarte mic de voturi alegerile. Și pot spune că și romii au avut un impact puternic atunci. Vorbeam despre comunitatea de rom din Câmpina. Comunitatea de rom din Câmpina este o comunitate foarte săracă. Există o parte dintre ei care locuiesc lângă groapa de gunoi, acolo unde se aruncă toate gunoaiele din Câmpina, trăiesc în case acoperite cu nailoane, cu cartoane, din bucăți de scânduri și așa mai departe. Nu au acte de proprietate pe terenuri, iar de câte ori vin alegerile, autoritățile locale îi amenință cu expulzarea, cu demolarea caselor și așa mai departe. S-a de vorbă cu dumnealor în cadrul întâlnirii și am constatat că trebuie să includem în platforma pe care le vom propune candidaților trei probleme. Actele de proprietate, racordarea la rețeaua de alimentare cu apă a
adică mai precis instalarea de apometre, pentru că oamenii plătesc la comun și plătesc foarte mult, așa fiecare să plătească cât vor. Și cea de-a treia problemă, și cred eu că este una foarte importantă, consolidarea structurii din spatele caselor celor care locuiesc în apropierea ghenei de gunoi, să spunem așa, care s-a surpat, iar distanța dintre prăpastie și casele romilor este mai mică de 3 metri. Aceștia sunt în pericol în fiecare zi, în pericol de moarte. Fiecare ploaie, la fiecare ploaie se poate surpa, da. Și tremură de frică, da. Sunt probleme... Da, astea sunt probleme specifice comunității, da, din Câmpina. Din Câmpina, sunt, da, probleme specifice, o problemă generală, din Ploiești și din Măgureni și Mărgineni și Dițești. Dițești, spus, da. Parcă. Fiecare comunitate are problemele ei specifice. Dar ceva dincolo, o problemă doleanțe ridicate, ceva mai sus de problemele... Dumneavoastră ați precizat mai devreme că romii se confruntă și sunt de acord cu probleme de educație, de hrană și așa mai departe. O problemă generală a întregii comunități și nu numai a celei de romi, a tuturor oamenilor din România, o reprezintă lipsa locurilor de muncă. Vorbind despre comunitățile de romi, lipsa locurilor de muncă este acută, dar ea este alimentată oarecum și de lipsa de calificare profesională, nivel scăzut de educație și așa mai departe. Noi vom încerca și vom propune anumite politici publice adresate direct comunităților de romi, care să fie implementate de către autorități, astfel încât romii să aibă acces egal sau oarecum mai ușor la locuri de muncă, să se creeze locuri de muncă pentru calificarea pe care o au, iar cei care nu au educație să participe în programe de reeducare care să le permită să se califice profesional într-un timp cât mai scurt, pentru că dacă nu ai loc de muncă, e evident că nu-ți poți susține familia. Din păcate, în România zilelor noastre, exact, o calificare, da, nu-ți asigură locul de muncă. Adică e bine să ai, e bine să o ai, pentru că asta nu înseamnă, da, că găsești. Dar este bine să o ai, pentru că ai avantajul acesta față de alții care nu o au. Mai avem câteva minute și vreau să vă întreb așa. Dacă ar fi să identificați primele trei probleme ale romilor din comunitățile pe care le-ați enumerat, care ar fi acestea? Probleme care să fie la modul general. Lipsa locurilor de muncă, evident, este una dintre aceste probleme. Dintre ele. Cealaltă problemă, cea de-a doua și foarte importantă, este nivelul scăzut de implicare al romilor în procesul decizional de la nivel local. Ne dorim ca factorii de decizie locală să implice comunitățile de romi în procesul decizional, să-i consulte și împreună să decidă care sunt soluțiile concrete pentru rezolvarea problemelor acestora. Iar în al doilea rând, și fac strigă referire la copii, nivel scăzut de educație în rândul copiilor din școala primară și care se leagă oarecum de rata crescută de abandon școlar. Însă această problemă este strict legată de celelalte două de mai sus. Deci dacă celelalte două se vor rezolva, cu siguranță și cea de treia își va găsi rezolvarea. Dacă părinții vor avea locuri de muncă și, exact, copiii vor merge la școală. Își vor putea școala. Trimite copiii la școală. V-aș putea da un exemplu, nu știu dacă mai aveam timp, în comunitatea din Mimiu copiii au fost susținuți să meargă la școală printr-o organizație umanitară care le-a cumpărat rechizite, hăinuțe, încălțăminte și așa mai departe. Se pot face lucrurile astea, important este să existe dorință și aș avea un mesaj pentru comunitățile de romi, un mesaj concret, și sper ca cei care mă aud acum și ne văd să-l înțeleagă. În momentul în care vă veți vinde votul, înseamnă că veți vinde alți 4 ani din viața dumneavoastră, dar mai important, veți vinde 4 ani din viitorul copiilor dumneavoastră. Iar către candidați, încă o dată, îi rog să confirme participarea la audierile publice și să participe, și să participe efectiv, că nu confirmarea contează, ci la audierile publice, pentru că e un demers destul de important pentru, atât pentru dumnealor, cât și pentru comunitățile de romi. Domnule Marius Tudor, vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la această discuție. Ție încă nu-ți mulțumesc, Adrian Rădulescu. Urmează o parte a doua a acestei emisiuni, în care Adrian Rădulescu va rămâne în acest studio și alături de colegul Daniel Dimache va discuta despre ceea ce se întâmplă din punct de vedere electoral în Prahova în această perioadă. Totul după o scurtă pauză de publicitate.